Mamă, cât de genial arată apusul ăsta de soare și construcțiile pe care le-am făcut cu Darius la concursul acela de construit. Chiar a fost o idee, chiar o experiență foarte, foarte tare și mă bucur că am participat cu Darius, că așa am făcut și noi niște bani de la băieții aceia cu concursul de construit. Dar, că tot s-a făcut noapte, vreau să-i fac lui Darius un prank, pentru că nu i-am mai făcut prank de foarte mult timp. Un prank horror, deci un prank horror, nu orice prank, nu orice tip de prank, un prank horror în care eu o să-l trolez pe Darius cu invizibilitate și el o să creadă că are camera bântuită. Deci, am eu o poțiune pe care am cumpărat-o bine, trebuie să o fac, pentru că încă nu e gata, trebuie să am niște materiale. Am niște materiale, ok? Trebuie să mă duc repede în cămară, deoarece acolo am pus niște materiale în magazia aia, dar mai am să nu mă audă Darusel, sper să nu mă audă el că e în cameră la el. Nu știu ce face, sincer, o să mă duc după la Darusel pentru că vreau să văd ce face, pentru că vedeți aici, intrăm aici foarte, foarte frumos. Am aici niște materiale pe care le-am cumpărat de la o vrăjitoare, nu să găsesc absolut nicăieri, ci cu chestia aceasta pot să craftez eu să fac o poțiune de invizibilitate. Adică o poțiune, nu o poțiune, ceva super, super și mecher, mai mare de atât, în care chiar sunt foarte, foarte invizibil și Darusel o să creadă că e o fantomă, că e nu știu ce, dar hai că nu mai stăm la discuție și vă zic direct, vă arăt aici toate chestiile astea pentru că chiar abia aștept cum o să reacționeze, dar sunt curios de cum o să reacționeze și da, hai să vedem. Mamă, și l-am făcut gata, cam așa arată, după cum puteți vedea. Am aici chestia asta foarte, foarte tare cu care eu pot să devin invizibil și cu chestia aceasta fiți atenți cum o să facem. Prima oară, ca să trecem așa în tematica asta de horror, să creadă Darusel că chiar sunt fantome, că nu știu ce, să se sperie și mai rău. Vreau să merg cu Darusel într-o pădure horror, într-o pădure mai așa, mai abandonat, unde am fost data trecută când l-am mai speriat eu, când am făcut acela, încearcă să nu te sperii. Vreau să mergem acolo într-o pădure și să-i spun lui Darusel niște povești horror cu care eu astăzi o să-l trolez și după când o să vin acasă, sper să fie el bine, sper să fie horror, că dacă nu sunt horror și Darusel nu o să fie așa speriat, nu știu dacă o să mai fie foarte, foarte speriat când o să-i fac prank-ul, dar cu chestia aceasta chiar vreau să-l prank-uiesc și mai rău și chiar sunt curios de ceea ce se întâmplă și haideți să vă arăt în 3, 2, 1, cam așa, deja m-am ascult, vedeți această oglindă, bam, și-a dispărut, uitați, eu am ăsta în mână, dacă-l țin în mână să vede, doar că am o chestie în mână, dar așa vedeți că nu mai e absolut nimic, nu se mai vede absolut nimic, nici mână, nici nimic nu mai am și cu chestia aceasta vreau să-l prank-uiesc eu pe Darusel. Vreau să merg acum repede la el în cameră să văd. Vreau să merg așa cu ăsta de invizibilitate prima oară. Chiar sunt curios ce face Darusel, să-l văd așa că da, mine, el nu știe de mine, dar mamă, stai că trebuie să deschid asta, stai că nu intru pe aici, intru direct pe aici pe la televizor, pe la toate astea lui. Hai să vedem ce facem ăsta. Bă, da, mamă, ăsta nu e aici. Mamă, ăsta nu e aici. Pe unde e mă ăsta? Unde a plecat, mamă? Trebuie să-mi scot asta, trebuie să scot asta de invizibilitate, că trebuie să caut pe Darusel, că nu știu unde s-a dus și nu mai am absolut nimic ce să-i fac. Dacă Darusel nu e aici, nu mai fac niciun prank și aia. Bun, gata, mi-am revenit și acum trebuie să plec în căutare lui Darusel, că nu știu unde e, mă, unde e, dar chiar unde e mă ăsta? Bă, Darusel, bă, unde ești, bă, Darusel? Bă, unde e mă ăsta? O fi pe aici pe la baie, mă, ia să intru aici. Bă, ce faci, mă? Ce faci? Bă, lasă-mă, pot să fac caca, mă. Bine, gata, am plecat, bă, ăsta e la baie, bă, stătea pe WC, am intrat așa peste el, bine că bine că, Doamne, bine că n-am văzut nimic acolo, că dacă vedeam, cred că rămâneam traumatizat. A, ce bine. Bă, ce faci, bă? Bă, tu te-ai murit, bă, ce faci, mă? Și tipul se mine în baie, bă, ești. Nu, Darusel, bă, Darusel, nu știam unde ești, că am crezut, bă, Darusel, am zis că nu ești aici în cameră, nu te-am văzut în cameră și am zis, bă, unde e Darusel, că tu știi că stai numai la calculator, Darusel, ce s-a întâmplat cu tine, de ce ai avut nevoie la baie, ce ai făcut, Darusel, ce ai mai mâncat, ai mâncat iar 1000 de burgeri? Da, bă, Rafale, bă, dar nu te mă zicea, bă, că-s traumatizat, uite, îmi tremură mâna mai din cauza ta, bă, ce las că intră și-o peste tine, las că o să intră și-o peste tine, bă, gata, nu intra, gata, că eu am intrat din greșeală, Darusel, să-mi zici, ai zis că-s tremură mâna, că de ce, mă, Darusel, te-ai speriat pe mine sau ce, ți era frică că vedeam ceva acolo la tine, Darusel, oricum tu n-ai nimic acolo, Darusel. Gata, scuze. Bă, Darusel, fii atent. Astăzi, Darusel, fii atent. Că e noapte, vezi că e noapte, s-a făcut și seara, Darusel. Nu știu ce ai făcut tu toată ziua, Darusel, că chiar nu te-am văzut astăzi. Chiar nu te-am văzut deloc, Darusel. Bă, dar vreau să spun ceva înainte de toate, înainte să zic ce vreau să spun, bă, Darusel. Chestiile alea, construcțiile de alea făcut noi, casele sunt prea geniale. Sper să le lase oamenii acolo, că le-am spus noi să le lase. Și dacă le lasă, Darusel, e genial, Darusel. Poți să te mai duci acolo în vacanță, să trăiești în camera aia. Tu ia stai puțin. Darusel, tu chiar ai vrea să locuiești în casele alea de le-ai făcut tu acolo? Da, bă, fale, așa că eu să plec, papa. Bă, ceva, bă, te muți din casă, bine, bă, Darusel, că nu mai, oricum nu mai aveam chef de tine, Darusel, nu o să-ți mai dau niciun ban. Cum stai, mă, ăsta chiar a plecat. Bă, Darusel, unde pleci, bă, vină înapoi. Vină, bă, Darusel, înapoi, bă, ce faci, mă, Darusel, unde te duci, mă, unde te-ai dus, mă, Darusel, ce căutai tu în partea aia? Știi că n-ai cum să te muți așa când vrei tu, Darusel, știi că n-ai cum să te muți pentru că trebuie să faci acte, trebuie să vorbești cu oamenii aia dacă te lasă acolo. Că a fost concursul de construit, n-a fost să te muți tu acolo, poate vor oamenii să se mute, cine știe. A, bă, dacă ei vor să se mute, să mă plătească, că eu n-am făcut casa. Bine, băi, dar pe, stai, mă, puțin, nu te-am plătit. Asta e, Darusel, că nu știu cine a câștigat, Darusel, trebuie să voteze oamenii în comentarii care rămas decizia oamenilor cine a câștigat acolo. Gata, tu ai câștigat. Da, Darusel. Deci fii atent, acum, Darusel, vreau să spun, hai, fii atent, vino aici, pentru că vreau să facem, să vreau să stăm aici foarte lejer, Darusel, pentru că fii atent, uite ce frumos e aici, cum stăm la lumina reflectoarelor. Ce reflectoare, mă, Darusel? Cum se mai numește, mă, ăsta, Darusel, la foc, așa, în fine. Deci fii atent. La grătar. Ce grătar, mă, Darusel, că aici nu e grătar, ești în casă, ce grătar vi se. Deci fii atent, Darusel. Haronaldo! Spa și pasta! Gol!
Bă, dar Rusule, lasă bă meciul ăsta, că n-avem timp să ne uităm la meci. Deci fii atent, dar Rusule, vreau să te duc, ca să știi că am făcut noi atunci alea cu poveștile bântuite, poveștile alea horror, dar Rusule, când am făcut videoclipul ăla cu poveștile horror. Da, bă, da, fai, de ce? Fii atent, dar Rusule, vreau să merg cu tine în pădure, cum am mers atunci la încearcă să nu te sperii, dar Rusule, fix acolo la campingul ăla, la râul ăla unde era acolo, la acolo ce era, dar Rusule, și vreau să spun o poveste horror care s-a întâmplat fix aici, dar Rusule, acum câțiva ani, dar Rusule, acum câțiva ani s-a întâmplat fix în orașul ăsta, fix în satul ăsta unde stăm noi, dar Rusule, și vreau să spun povestea asta, dar am zis hai să mergem acolo, dar Rusule, e mai frumos să stai așa în pădure, să povestim, să mai stai acolo, să mai stăm, să mai vedem, să fim la natură, practic, dar Rusule, la aerul ăla de munte. Apoi, bă, la fel, dacă tot mergem acolo, unde sunt acolo animalele alea, apoi să mă pregătesc. Păi, cu ce te pregătești, mă, dar Rusule, bă, unde mergem, mă, dar Rusule, ce faci, mă, unde, cu ce te pregătești, mă, ce faci mă, acolo? Bă, dar Rusule, mă, că nu mai avem timp. Bă, dar Rusule, nu mergem, bă, la furat sau la vânătoare. Bă, dar Rusule, lasă-le jos, lasă-le jos, dar Rusule. Mamă, ce frumos e aici, dar Rusule, chiar am ajuns aici. Bă, dar Rusule, ți-e place, mă, mie îmi place foarte mult. Uite câte animale sunt prin jur, dar Rusule, prea mulți cerbi, nu știu de unde au apărut toți cerbii ăștia, dar Rusule. Bă, Rafael, bă, mine m-a ajuns la vânătoare sau? Nu, bă, nu te-am adus. Bă, nu, bă, tu stai bă aici, dar Rusule, nu mai, gata, dar Rusule, fiate. Bă, ce mai vrei? Ce mai vrei? Bă, ce vrei, bă, ți-am luat și asta de pescuit. Bă, dar Rusule, n-am venit bă la pescuit. Bă, dar Rusule, Doamne. Bă, vine peștele, Rafael, uite că vine. Hai, unele, stai. Aici. Ia, bă, unde să voi? Ah, la pescuit. Ia, mă, uite-l, mă, dar Rusule, că trage el acolo. Dă-i mă mai repede, dar Rusule. Bă, că nu știi să pescuiești, dar Rusule, du-te, mă, de aici. Bă, dar Rusule, nu ești pescar, bă. Cine vine, mă, că deja a venit. Bă, dar Rusule, a venit de 7 ore. Hai, du-te aici. Peștele. Așa, bă, dar Rusule, nu mai stăm, lasă pescuitul, lasă toate activitățile astea, dar Rusule, bă, ce faci, mă, cerbul ăsta vine după noi, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, să nu te gândești să faci nimic, dar Rusule, nu, bă, dar Rusule, dar Rusule, bă, nu, asta, dar Rusule, e ok, e unul, dar că nu bate loc, dar Rusule, dar tu știai că cerbii ăștia sunt protejați prin lege, dar Rusule, și poți să ajungi la închisoare, dar Rusule, poți să ajungi la închisoare dacă omori ăștia, nu ai voie să-i omori, dar Rusule, tu ce ai făcut acum, ce ai făcut la ăla, ia spune-mi, ce ai făcut la ora? Pe bă, l-am mâncat, ăsta l-am omorât și îl pun pe grătar. Bun, dar Rusule, acum hai să spun povestea, să spun de ce te-am adus aici, dar Rusule, pentru că am o poveste foarte interesantă. Uită-te la mine, dar Rusule, cum mă uit la tine, că cu mine vorbești, dar Rusule, cu mine vorbești, la gen eu vorbesc cu tot la mine, trebuie să te uiți așa, trebuie să fii atent. Deci fii atent, dar Rusule. Fii atent, știi de cât timp stăm noi aici? Noi nu stăm de foarte mult timp, dar înainte am aflat o chestie, dar Rusule. Lasă-i puțin. Vreau să întreb dacă tu știi ceva, că tu stai înainte aici, pe... Bă, tu aici să te dai, dar Rusule, că mai vine la bunica ta, bunica ta e de aici. Tu nu știi nicio poveste așa bântuită de aici din satul ăsta? Eu că eu am aflat una, dar nu vreau să văd dacă tu știi, că poate o știi tu pe asta și să nu-ți mai zic. Păi, bă, Rafael, eu nu știu nimic, eu doar știu că mă joc Minecraft, mă joc Roblox și mănânc burger și dorm. Ok, dar Rusule, am înțeles, nu știi nimic, dar fii atent, dar Rusule, acum trebuie să trecem direct la poveste, dar Rusule, deci fii atent, ești pregătit și spune, bă, dar Rusule, să nu te sperii, ok? Să nu te sperii, îmi garantez că nu te sperii. Ok, bă, Rafael, bine, vreau să se sperie, că na, da, ce? Bă, dacă eu mă sperii, îți dau 6 burger, ok? Dacă bine, mă, dar Rusule, îmi dai 6 burger, bine, ca să nu mai mănânci toate astea, că și așa mănânci, dar Rusule, prea mulți burger, la mă, cel mai sfiorul, nu știu cum ți să ia, sincer. Bă, dar oricum nu o să mă sperii și că hai, vorbește. Bun, dar Rusule, hai să începem acum. Fiate, știi că era acum. Bă, uite-te bă la mine unde tu ești, tu ești încolo. Nu mai băga, dar Rusule, lasă-mă cerbia că nu vrei să eu mor așa. Uite-te la mine. Deci fiate, dar Rusule, dă-ți asta jos de pe cap, că vreau și eu să te văd foarte frumos cum arăți, dar Rusule. Că nu ești la vânătoare, nu ești. Mamă, bă, pune bă înapoi, dar Rusule, că deja nu mai. Bun, dar Rusule, deci povestea începe chiar așa. Fii atent. Era o seară friguroasă, dar Rusule, era în toiu iernii sau toamnii, nu știu, era toamna sau iarna. În fine, nu contează asta, dar Rusule, prea multe detalii strică. Era într-o seară, era o casă de asta bântuită pe aici, dar Rusule, gen, să zicea că e o casă bântuită. Și doi copii, bă, lasă-mă telefonul, bă, dar Rusule, eu ți-am zis să stai pe telefon sau tu de ce te uiți pe telefon, dar Rusule, eu vreau să spun povestea asta. Ce faci cu telefonul ăla? Vrei să faci poze pe aici, dar Rusule, n-ai mai văzut natură. Păi nu, bă, Rafael, dar povestea ta este foarte plictisitoare. Păi și atunci de ce mai venit aici, dar Rusule? Bă, lasă-mă să zic și eu, dar Rusule, cam și eu o poveste foarte, foarte tare, dar Rusule, bă, dar Rusule, e poveste reală și trebuie să te avertizezi pentru că s-ar putea să ți se întâmple și ție ceva de genul, dar Rusule, și n-ar fi prea bine. Deci, fiate, dar Rusule. Da, dar Rusule, e reală, ți-am spus că e reală. Ce mai pui atâtea întrebări? Bă, dar Rusule, mă lași să spun povestea asta sau nu? Că nu mai plecăm de aici. Gata, dar Rusule, de bă. Mă, să-i puțin, ți-e frică? Nu, ți-e frică, mă, de aia zice așa, ți-e frică, nu? Nu mi-e frică. Bun, dar Rusule, am înțeles, nu ți-e frică, dar fii atent. Hai să-ți spun acum povestea. Deci într-o seară, dar Rusule, nu mai contează asta, erau doi copii care s-au dus într-o casă care ci că era bântuită pe aici. E o casă prin zonă în care se povestește că e bântuită, dar Rusule, nu știu dacă mai există acum casa aia, sincer, că eu n-am aflat de ea, dar mi s-a spus mie așa că era o casă și s-a întâmplat o chestie, dar Rusule. Deci copiii ăștia s-au dus acolo pentru că na, știi cum sunt copiii, dar Rusule, și tu ești curios să afli mai multe chestii, te duci într-o casă bântuită, vrei să vezi ce se află pe acolo. Bun, bă, gata, dar Rusule, nu-ți mai dau mai multe detalii că deja mă încurc în povestea asta. Deci fii atent, au intrat
băieții ăștia în casă să ocupă acolo, dar să le nimic. Bă, ce vai, bă? Gata, bă, dar să le fii atent, uite-te la mine. Hai să spun și eu povestea asta. Ce ți-e așa de frică? Lasă-mă să zic, dar să nu vreau să aud nimic de la tine acum. Vreau să spun povestea. Au intrat copiii ăștia în casă, dar să le și din momentul în care i-au intrat în casă, deja li se părea ceva ciudat, că se simte o uncă, văd o umbră, că se simte o prezență, că le pune cineva mâna pe umăr, în fine. Asta, azi, bă, li se pare, nu știu. Bă, ce tu, dar să le, bă, nici nu erai născut pe atunci, dar să le poți să fii. Și tu atent măcar, bă, dar să nu mai glumi, mă, că eu spun o poveste pe bune, dar să le, ce mai facem noi aici dacă nu spun povestea asta, ce se mai întâmplă? Păi nu, bă, am zis eu că m-a speriat, că eu eram copilul. A, tu e, bă, stai, dar să le, bă, tu nu e, bă, dar să le, tu, să, bă, tu te mă dai aici, mă, dar să le, nu mai spune povești. Bă, dar să le, nu te mai, bă, uite-te mă la mine. Hai, lasă-mă să spun, lasă-mă să spun. În fine, dar să le, vreau să spun că nu s-a întâmplat absolut nimic când s-a dus ei acolo în cameră, în casa aia, gen, doar li se părea ceva, nu li s-a întâmplat lor nimic horror, nimic mai straniu așa, dar când au ajuns acasă, dar să le, fantoma i-a urmărit, a fost pe urmele lor, dar să le, și când au ajuns acasă, s-a dus în cameră toate astea, dar să le, li se deschideau toate chisurile prin casă, toate sertarele, toate chisurile astea, dar să le, și fantoma la un moment dat, dar să le, ce faci, mă, ce te ridici așa? Rafaele, așa de scherii. Da, mă, dar să le, ce frică, mă, ui, băi, eu știam, tu ai zis, nu, că nu te frică, că nu știu ce, că te-ai, dar să le, că nu știu, dar să le, fii atent, ăsta e finalul, copiii ăia au murit, atât am să zic. Ce? Bă, Rafa, bă, Rafa, dar copiii de acolo seamănă că ea din poveste? Ce copii de acolo, mă, dar să le, bă, nu mai zbate, mă, joc de mine, ce? Mamă, dar să le, bă, gata, bă, că nu mai e amuzant, deși mi-ai făcut-o de prea multe ori, bă, dar să le, tu te bă acasă, ia pleacă, bă, de aici, dar să le, poți să te întoate. Să-i, nu pleca, bă, așteaptă-mă. Gata, bă, dar să le, vreau să-mi spui, am ajuns și noi acasă, dar să le, și vreau să-mi spui cum ți s-a părut experiența, dacă ți-a plăcut acolo în pădure, dacă ți s-a părut horror chestia, ce s-a întâmplat, dar să le, ți-a plăcut, bă, ce faci, mă, ce-mi deschimă ușa, ce-mi faci, vrei să mă dai afară din cameră? Da, bă, Rafaele, bă, povestea ta a fost de căcat, nu mi-a plăcut, bă, cum adică doi copii, a fost într-o cameră așa, bântuită după acasă și-a murit, bă, Rafaele, bă, fii tu, mă, ai psihiat, ai, pleacă nici, ai, bă, ce faci, bă, te dezbraci în fața mea, tu te mă dai aici, bine, mă, dar să le, hai că plec, lasă-mă în pace, dar să le, mama, acum începe chestia cea mai genială, eu o să mă fac chiar acum invizibil și trebuie să-l trolez, bă, dar să le, dar aici începe toată chestia, cea mai șmecheră chestie, dar acum începe în 3, 2, 1, Mă, ce faci, mă, Darusele? Bă, ce faci mai aici, bă, Darusele? Ce mai vrei? Ce mai vrei? Pentru că ai încercat să mă sperii, să-ți dau covorul meu, ia un covor, hai, pleacă de aici. Ce să faci, mă, cu covorul tău, bă, Darusele? Ce faci, mă, ce vrei? Doamne, du-te, mă, de aici cu covorul, că îl arunc pe aici, Darusele, ți-l las pe aici, ți-l pun pe aici, bă, jos, că mă și enervează, mamă, deci acum începe totul. 3, 2, 1 și acum deja m-am făcut invizibil, dar se deja s-a pus pe calculator că l-auzeam cum țipa și să intrăm acum repede la el în cameră. Deja vreau să înceapă prin cu în care eu o să-i deschid ușa. 3, 2, 1, trebuie să-i deschid ușa și chiar sunt curios dacă observe el ceva. Ia să vedem, hai să vedem, să intrăm. 3, 2, 1, ce facem ăsta aici? Ia, bam, 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 bam. Și mi-a întâlnit, bă, bă, mi-a să la prietenul meu, Rafael, bă, poveste așa de fraieră, bă. Bă, ce, că doi copii au fost într-o casă, după a fost, o casă bântuită, după a fost la ei în casă și au murit. Cum adică, bă? Eu cred că m-a sunat și eu făcut, doamne, bă, Ioane, bă, eu cred că-l dau afară pe Rafael din casă, hihihi. Mamă, deci, dar să-l deja s-a pus să-i zică lui Ion, să-i zică lui Ion toată povestea, deja cred că s-a speriat, în fine, dar hai să-i închidem noi acum ușa, să-i închidem ușile, să ne jucăm așa cu ușile mai mult, mă, ce facem ăla să ridicase cumva, hai să-i închide ușile, să le deschid așa în continuu, chiar sunt curios cum reacționează, ia, bă, nu-și dă seama, mă, ăsta, bă, ăsta n-au de... Bă, ăștia mai vântul, bă, ia stai, stai, vântul, bă, era să mă, bă, Ioane, bă, Ioane, nu, Ioane, Ioane, sunt bântim, Ioane, ușii mele se închise, ușii deschid, și... bă, pizza mea, unde e pizza mea, bă, Ioane, stai, ia frigiderul, stai, bă, frigiderul meu, Ioane, l-ai văzut, ai văzut și tu, bă, frigiderul meu, altă culoare acum, burgerii mei, nu, burgerii mei, nu, am plecat din casă, am plecat numai pe mă, gata, rapid, fugi, bă, unde fuge, mă, ăla, bă, stai, bă, ăsta deja a plecat din casă, bă, mie nu-mi vine să cred așa, doamne, ce-a mai fost, mă, ăsta cu cele mai princuit, bă, și eu am crezut că fac ceva mai șmecher. Bine, a fost șmecher, că deja s-a speriat, hai să-mi dau și eu asta jos, că deja nu se mai poate, sincer, adică hai să mă văd și eu așa foarte, foarte bine, bă, nu știu, cam atât a fost, adică, nu știu, ăsta deja a plecat din casă, sper să se mai întoarcă. Ia, uitați, bă, dar sele, ce faci, mă, ce țipai, mă, așa, bă, unde plecam, unde, ce? Vin cu tine, ce s-a întâmplat, bă, ce mă, Darusele? Uite la Rafaele. Bă, ce, bă, stai puțin. Nu mai vorbim, Bă, Darusele, ce caută ăsta aici, mijlocul ăsta, și de ce altă culoare, și de ce parcă e, bă, Darusele, ăsta, bă, Darusele, ce ai făcut la frigider? De ce l-ai pus aici? L-ai vopsit? Ce ai făcut? Nu, bă, Rafa,
Vale, bă, nu mi-a bă, mi-e frică. Deci fii antenă, frigiderul meu era aici, da? Așa, și ce, bă, ce ai, mă, de faci așa, dar Rusule, bă, dar Rusule, tu ai, dar ce faci, cum adică, mă, ce, păi da, și ce, l-ai vopsit, te-ai apucat, tu vii acum repede din pădure, dar Rusule, și tu te apuci, dar ce e, mă, ce ai, mă, ce ai, mă, de faci așa, dar Rusule, ce ai pățit? Deci fii antenă, la început mă jucam cu Ion și după au dușurile mele, cum fac așa, se deschide așa mereu, dai, bă, nu mai știi să mai vorbești, bă, dar Rusule, bă, dar Rusule, calmează-te, calmează-te, stai puțin, pune-te, vino aici, dar Rusule, calmează-te, calmează-te, ia puțin un loc, ia un loc, bea și apă, dar Rusule, eventual, îți aduc imediat o sticlă, o, ceva cu apă, dar Rusule, stai jos, pune-te jos, dar Rusule, dar Rusule, gata, dar Rusule. Deci, bă, Rafale, bă, deci știi că o fată nu-mi poate să-mi deschidă ușile, nu așa? Ce, mă, dar Rusule, nu te aud, bă, vorbește mai clar, dar Rusule, vorbește mai clar, că nu înțeleg ce zici. Deci, fii atent, bă, Rafale, eu mă jucam așa pe calculator și după ușile mele se deschideau automat, tot așa. Cum adică se deschideau ușile? Păi și cum adică, ce, dar Rusule, ce ți-ai făcut? Ți-ai făcut automatizare, da, la uși, ce ți-ai făcut? Nu, ca o fantomă și după... Ce fantomă, bă, dar Rusule, de unde, bă, dar Rusule, tu ai vedenii, bă, dar Rusule, tu deja te-ai speriat, bă, dar Rusule, prea te-ai speriat, bă, nu mai tipa, bă, la mine, dar Rusule, te-ai speriat prea rău de la povestea aia, te-ai luat-o urât, dar Rusule, ce de poate așa? Ce, mă, ce, mă, ce-ai pățit, ce-ai pățit, spune-mi? După, a venit de aici și vreau să mă duc să-mi iau burgerii. După, îmi dispare frigiderul. Păi mai bine, dar Rusule, că ți-a dispărut frigiderul, ca să nu mai mănânci burger, că prea mănânci o groază de burger, dar Rusule, cum adică? Bine că ți-a dispărut, dar Rusule, dar și ce ai făcut la frigider? Ce l-ai pus aici la jumătate și de ce ai schimbat culoarea? Nu, s-a pus automat. De parcă mi le scotea o fantomă, bă, Rafale, te rog, crede-mă, uite, aici aveam pizza și, bă, cutia mea de pizza nu mai e. Bă, Ioane, era și tu, bă, Rafale, vine, era și Ioan. Era și Ioan, uite, chiar și Ioan și bă, Rafale. Bă, Ioane, Ioane nu-l mai crede, poți dacă e aiuri, fii atent, Ioane, să spun ceva, dar Rusule a fost în pădure, acum și e aiuri, nu mai știe ce să mai vorbească, bă, dar Rusule, lasă-i pe Ioane, nu mai băga toate prostile în cap, că-l sperii degeaba. Hai, lasă-mă, dar Rusule, că plec deja mă enervez cu toate astea, dar Rusule, cu toate prostiile tale. Bă, dar Rusule, stai puțin, dar Rusule, bă, tu chiar vorbești serios? Da, bă, Rafale, nu mă pupă, Rafale, hai că mă duc să mă culc, noapte bună. Noapte bună, dar Rusule, du-te, bă, da, bă, ăsta chiar s-a speriat, mamă, de ce ai ieșit prank cu genial, nu mă așteptam și așa de rapid să se spere, chiar nu mă așteptam, bine, dar Rusule, pe la urmă, dar nu credeam că el zice, dar Rusule, că nu știu ce, că e șmecher, că nu știu ce, că ce face el, dar a ieșit totul genial, este foarte, foarte tare, sper că v-a plăcut, mamă, cel mai tare prank pe care l-am făcut, dar Rusule, mă, ce facem ăla la uși, bă, le deschidem continuu, bă, dar Rusule, ce faci, bă, acolo, bă, dar Rusule, unde ești, mă, ce faci, mă, aici, bă, dar Rusule, unde a plecat ăsta, dar Rusule, bă, ce faci, mă, bă! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.